Salutare și bine ați venit la un nou episod pe canalul Mihai Grădinar Urban. E ceva timp de când n-am mai postat. N-am mai postat pentru că a venit toamna, plantele sunt mai mult sau mai puțin cum le știați. O să fac și un update așa de pe terasă. Ideea este că ne-am mutat, bineînțeles, ca marea majoritate a noastră a iubitorilor de plante, ne-am mutat în case. Astăzi aș vrea să vă prezint un proiect al meu de care sunt foarte mândru și anume acești frumoși butași de ficus benjamina care s-au prins atât de frumos. În prima instanță, asta primăvară, deci am tăiat din planta mamă, i-am pus în această caserolă de plastic. În prima instanță au stat la umbră, iar spre sfârșitul verii am mutat undeva la soare plin, iar acum o să vedeți unde am ținut, într-o cameră micuță, aproape de fereastră. Și aici stăteau, aproape de fereastră. Am o cameră unde am pus toate suculentele, toate plantele care nu rezistă iarna la frig. Câțiva lămâi. Ideea este că vreau să fac o serie de clipuri în care o să fac diferite experimente cu ei. Deci vreau să-i scot de aici, să-i mut în ghivece mai mici, în sol de bonsai, substrat de bonsai. Va fi o serie de clipuri în care voi planta ficuși de sine stătători sau voi încerca să-i sudez împreună sau îi voi împleti sau, mă rog, îi voi face așa ca un fel de pădurice. Mai multe chestii. Ideea este că vreau să-i scot de aici pentru că la jumate este un proiect pe care l-am început deja de foarte mult timp și de care v-am mai spus. O să vă arăt și acum. Rădăcini peste piatră. Ăsta, uite ce rădăcini nebari se numesc, ce rădăcini frumoase a făcut, o să mai las încă, iar probabil în acest container, în această caserolă, o să mai las doar alți ficuși cu rădăcini peste piatră. Rolul de pepinieră pur și simplu s-a încheiat. Voi trece la altă fază a experimentelor cu ficuși. Dacă aveți ficuși, aveți practic o sursă nelimitată de plante, orice plantuță se va prinde. Acești butași sunt din aceste 1, 2, 3, 3 plante mamă. I-am scurtat, i-am tot tăiat și am plantat în ghivece din astea mai superficiale, așa, fără să fie adânci. Ăștia încă sunt într-un amestec din ăsta de bonsai cumpărat de la Dedeman, nu este cu Acadama. Și l-am cumpărat ca atare, însă noi astăzi vom folosi altfel de sol. Și o să adaug și aceste cărămizi luate de la muncă. Le-am cernut cu sita asta. Cam asta este ce a rămas. Le-am mărunțit. Astea sunt cernute. Probabil că o să le scoar înainte. O să adaug la substratul de acadama, vermiculit și cu perlit. Nu o să adaug și scoarță de pin. O să pun asta în loc. Nu o să fac asta pentru că am pus pe grupul de Facebook Ferma Ardai. A lui Dan de la Ferma Ardai mi-a răspuns și m-a sfătuit să nu pun scoarță de pin pentru că va ridica aciditatea solului. Așa că asta cred că este o soluție bună. La îndemâna oricui există acele cărămizi mai noi poroterm, alea cu găuri prin ele. Eu am găsit niște țigle vechi arse de lut și le-am spart pe astea și cred că sunt la fel de bune. Ce voi folosi astăzi este un recipient cu apă pentru a spăla rădăcinile atunci când îi vom scoate din vasul original, un pahar cu care să pune substratul, ceva sârme din astea de bonsai pentru a dirija
ramurile, o sârmă din asta de grădină, în caz, o farfecă, un bețișor pentru a aranja substratul printre rădăcini, o lopățică prin care voi scoate inițial plantele din pepinieră și vreo două unelte cu care voi da substratul vechi de pe rădăcini, după urmând ca să-l spăl aici. Acum trebuie să alegem câteva plante care s-ar preta pentru proiectul de astăzi. Aș alege, să zicem că aș face câteva trunchiuri care or să fuzioneze împreună și de aceea aș vrea să am intrat pe net și vorba e să alegem trunchiuri destul de tinere. Asta n-ar fi problemă pentru că toate sunt relativ tinere. Pentru asta voi folosi această lopățică. Haideți să începem cu asta de aici. Deci ăsta se vede. Dacă trag de el, nu, bineînțeles că nu rezolv nimic. Și va fi un mod destul de brutal. Pentru că rădăcinile sunt prinse unele de altele. Decese cu totul. Asta nu m-am gândit că se întâmplă. A ieșit unul. Haideți să-l scot și pe ăsta din marginea asta. Este destul de mare și poate că e mai ușor de scos. Practic eu acum tai pe lângă. Foarte greu ies tipii ăștia. L-am scos și pe ăsta, uite ce rădăcini are. Haide și cu ăsta mai mare, dacă tot am apucat. Am terminat cu recoltarea. Curățam rădăcinile. Sincer, nu prea aveam cum să iau mai bine de atât. Rădăcinile sunt interpătrunse. Asta are super dezvoltat, dacă ce rădăcini are. Toți o să primească o tundere și nu numai a rădăcinilor, dar și a ramurilor. Uite, asta s-a rupt rădăcina, din păcate. Și
Și acum o să o luăm rând pe rând. Rădăcinile la tuns. O să iau și ce crește în pe laterale. Aici avem o rădăcină care crește destul de sus față de celelalte. La fel și ramura asta. Deocamdată o las așa să vedem cum se va potrivi cu restul. Și la acesta destul de haotic pentru că a avut înghesuială mare acolo. Ăștia sunt mai micuți, să vedem cum voi proceda cu ei. Am ceva rădăcini ce pornesc de sus. Asta se duce în jos. Nu o lăsăm. La fel și asta. La fel și asta. Cred că este suficient. Asta este destul de fragil. Cred că îl voi lăsa 100% pe exterior. Aș putea să-l folosesc la alt proiect, dar dacă tot l-am scos, ca să nu mai deranjez și altă dată, îl voi folosi acum. Cu siguranță se va potrivi. Ne-am pricopsit cu aceste tăieturi și astea pot genera, chiar dacă sunt foarte mici, pot genera copăcei noi, însă sunt de ajuns deocamdată. Acum cred că urmează partea cea mai interesantă și anume să-i prindem împreună. Ideea este ca ei pe viitor să fuzioneze. Aș vrea totuși doar să văd cum aș putea să fac asta. Asta fac doar o probă preliminară așa. Deci ăsta îmi spune că trebuie să-l mai tai. Să-l mai tai și aici. La fel și pe ăsta. La fel și pe ăsta.
Înălțimea cam asta ar fi, doar că trebuie să mai tai o rădăcină aici. Am citit pe internet că ar fi bine să fac niște tăieturi pe interior, astfel încât să ajut la fuzionare mai rapidă. Eu am încercat să le fac, nu știu dacă mi-au și reușit. Iar acum voi veni cât mai strâns cu această bandă de altoit. Încă mai fac ajustări, mai am niște rădăcini pe aici pe care le pot elimina. Continui și mai sus. Vedem că ele se așează în mod natural. Vedeți? Și cred că până aici se așează. După aceea trunchiurile sunt destul de groase și nu mai permite, dar noi le vom desface oarecum în lateral și vom avea un aspect de pom matur. Vedeți că aici, în mod natural, se desface și nu o să insist să fac mai mult pentru că nu și are rost. Oricum, ei vor fi scurtați mereu și de aici se va porni coronamentul. Rădăcina este, cred că, destul de în regulă, solidă. Bun, acum voi veni cu aceste sârme de ghidaj sau nu știu cum să numesc. Deci voi face o ancoră pe prima ramură. Acum că am pregătit ficusul sau ficușii, să vedem ce ghiveci aș avea la dispoziție. Aș zice să-l folosesc pe ăsta mai mare un pic. O să fac și o probă, cam cum s-ar vedea. Cred că este în regulă, bineînțeles, îl voi scurta și va rămâne un trunchi destul de golaș. Cred că va rămâne ăsta sau mai am unul mai mic și aș putea să încep cu ăsta, de fapt. Nu, e prea mic. O să pun în ăsta. Bun,
O să rămână asta mai mare. Cea mai importantă parte urmează acum, și anume substratul. Am ceva kadama. O să adaug vermiculit, care are rol de păstrarea umidității, perlit, voi adăuga și ceva fumice, un amestec mai grosier, era mult mai mare, am ținut-o mult la mine, însă n-am folosit-o pentru că era calibru destul de mare. Așa. Se pot folosi și cărămizi din alea poroterm. Am spart-o, am dat-o printr-o sită și am spălat-o un pic. Și asta are rol de umiditate, dar și de drenaj. Haideți să amestec să vedem cum ar arăta. Și am ajuns și la final, și anume plantarea propriu-zisă. Am pus pe fund deja substrat, încă o dată format din acadama, perlit, pumice, vermiculit și un fel de țiglă spartă la ideea domnului Dan de la ferma Ardai. O să încercăm să-l așezăm cât mai stabil și pe jumate, dacă fac așa, nu, așa ar trebui să fie. Cam asta ar fi jumatea. Amestecul este mult, mult mai grosier decât ce foloseam eu până acum. O să încercăm să băgăm și printre rădăcini acest substrat, ușor, să nu rămână prea multe goluri de aer. Oricum voi folosi pentru început câteva pietre ca să-l susțin, deoarece nu l-am legat. Am pus două pietre care se pare că fac treaba și îl susțin foarte bine. Vreau să fie drept din toate părțile. Mă gândesc că, fiindcă l-am îndoit așa în jos pe aici, aș putea să tai așa și să las doar creanga asta, sau să las cu totul și să tai mai de sus. Nici nu știu ce să fac. Oricum trebuie să tai, pentru că el are rădăcini foarte puține în acest moment. Și probabil că n-ar putea suporta. Așa că o să tai, hai să zicem că tai tot ce iese din
din ghiveci. Îl scurtăm un pic. Și cam așa arată compoziția asta. Are un fel de pahar deocamdată. Deocamdată, însă pe viitor se va definitiva, se va îngroșa și voi vedea. Ideea este că trunchiul mă interesează, poate într-un an, 2, 3, 5 voi renunța direct la zi la trunchi și îl voi tăia de aici și voi folosi ceva dat de acolo, din trunchi. Ideea este, ceea ce mă interesează acum este ca trunchiul să fuzioneze. Sunt 5 sau 6 trunchiuri diferite cu rădăcini separate, puse în acel plastic și sperăm eu forțate să se prindă împreună. Cred că arată destul de bine. Arată un pic anciufulit acum, dar își va reveni. Va rămâne acum să-i dau o udare și să-l pun alături de ceilalți. Și am terminat lucrarea, am și udat. Solul se vede un pic diferit, pentru că are, în plus față de celelalte substraturi pumice și acea cărămidă spartă, care îi dă un aspect destul de plăcut. Sunt sigur că face și treabă. Pe tipul ăsta, pe tipii ăștia, care sunt vreo 7 aici, sunt 3 cu 3, i-am împletit, i-am răsucit un pic cu bandă din aia de... cu bandă din aia de altoit. Am găsit asta pe jos căzuse și am zis ok, hai să nu o arunc, am înfipt-o și pe asta aici. Nu am niciun dubiu că se vor prinde și ăștia. Deci practic sunt 3 crenguțe legate cu bandă din aia și înfipte în solul ăsta. Aveam ghivecelul ăsta simpatic. Sunt sigur că se vor prinde și ele. Am lăsat cam așa tulpină goală în sol ca să se formeze rădăcinile. 99,99% se vor prinde, dar dacă nu se vor prinde, oricum mergeau la gunoi, așa că nu este nicio. Bine, puteam să le pun în apă pur și simplu, dar am mult prea mulți. Ați văzut și voi că de ficus și Benjamina nu duc lipsă. Mai am și, de fapt, și altfel de ficuși pe aici, dar încă sau vi-am arătat la un moment dat. Cam asta a fost. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat până aici. Va urma și altă serie de clipuri în care voi face diferite alte aranjamente. Vreau să scap de chestia aia mare și să încep altfel de proiecte. Mulțumesc tare mult și pe data viitoare!